Bună dimineața! Spuneți-vă rog, cu asta ce fel de reducere am la transport? Mai aveți jumătate. Exact. Deci pot să iau... Da, doar că nu se fac aici. Sunt anumite stații unde faceți. De exemplu, unde? La anumite ore și în anumite, doar la Gara de Nord și la Piața Unirii 1. La Unirii aveți sâmbătă, duminica 13-20, puteți să faceți o poză, vă rămâne și... Bună idee! Da. Am călătorit prima dată cu trenul din drumul Taberei. Adică încerc să călătoresc, să văd dacă reușesc. Am urcat la Romancierilor și vreau spre Eroilor. Spune că următorul tren e pe... Peste 4 minute. Da, unul pleacă în direcție inversă. Și al meu vine peste 3 minute deja. Nu înțeleg, arată următorul care va fi, adică peste încă 9 minute, oho. Interval de 9 minute. Și imediat vine gardian. Să vadă ce se întâmplă. N-a zis nimic, dar are masca sub nas. N-ar trebui să purtați masca peste nas? N-ar trebui să purtați masca peste nas? Cade, am înțeles că e grea. Iată și trenul meu. A venit la... Cine se întreabă? Om, n-ai voie să filmezi. De ce? Ai autorizație specială? Pentru ce? Să filmezi în metrou. Nu e adevărat. E un drept fundamental, scrie în Constituție. În Constituție scrie. Anunță organele. Faie de capul meu. Și tocmai am vrut să laud metrou București, că n-are așa apucături. Arată și numai. Pentru ce? Să văd de ce filmezi. Pentru că am dreptul, scrie în Constituție. În Constituție scrie. E drept fundamental. Libertate de exprimare se numește. Bine. Security privat. Dacă nu avem destui polițiști locali, plătiți din bani publici, mai plătim și gardă privată. N-am înțeles nimic ce a zis. Tudor Vladimirescu. Academia militară cu figuri de militari. Militare în armat.
metrou duce spre centru. Sau ar trebui să ducă. Deocamdată ne oprim la Eroilor. Ca să luăm altă linie. Ce filmez, da. Ca pe timpul lui Ceaușescu. Securizat metrou. Prima mea călătorie în metro. Metrou din drumul Taberei. Am mai mers. Și nu doar în București, dar și în alte capitale. Și la Odessa credeam că au metrou, dar de fapt era toaleta de mijloc pieței. Era M de la mușcine, de la bărbat. Men, nu de la metrou. De fapt, n-am vrut să ies, dar am vrut să schimb linia. Deci, căscat. Și fata din fața mea tot așa a greșit. Călugărița știa unde vrea și n-a urcat cu noi. S-a uitat la indicatoare. Dar noi am crezut, fără să cercetăm, am crezut că escalatorul ăsta ne duce unde vrem noi. Vrem la M1. A, partea aia altă. Alt escalator. Bun. Nu e nicio grabă. E duminică azi. Am activitate electorală în parc, dar de regulă eu sunt primul. Deci o să mă aștepte colegii și colegele. Vedeam construcția asta din exterior, acum o văd prima dată de desubt, din măruntaie. Am ajuns iar la suprafață și probabil va trebui să cobor spre M1. M1 și M3 am legătură cu două linii. Dar M3 oriunde duci, nu-mi dat seama. A, spre militari. Ca să ajungem militari, trebuie să vii la Eroilor după aia. Și piața Operei. Deci mie îmi trebuie acum spre Gara de Nord. Piața Victoriei. După care o să schimb. Sau pot să mă duc spre Unirii. Care vine primul, pe ăla îl ia. Dar nu e așa. Că aici unul duce într-o direcție și altul în altă. A, ba da. Pot să iau de aici unul peste 5 minute și de aici altul peste 2 minute. Thank you.
Călugărița mă urmărește. Atenție, se închid ușile. Am greșit stația și acum folosesc prima linie de metro și înapoi spre Aviatorilor. Atenție, se închid ușile. Și constat că intervalul pe prima linie e același de 9 minute ca și pe ultima linie. Și linia circulă cam la fel de goală, pustie, precum e în drumul Taberei. Deci nimic deosebit pe linia M5. Dacă-i stâng, înseamnă că e acolo. Aici intervalul e foarte mare, pe când acolo în drumul Taberei intervalele sunt foarte mici și trenul se oprește foarte des. Și aici deocamdată nu s-au luat gardiștii. Măcar aici nu s-au luat gardienii de mine până acum. Să vedem dacă ies fără șicanele lor. Reduceri la transportul public pentru că am donat sânge, dar ci că reducerile nu se fac la orice stație, la Romancierilor nu, de exemplu. Trebuie să merg la Unirii sau la Victoriei, nu știu, la anumite ore. Așa că am plătit cu telefonul o călătorie la 2,50 lei, prețul maxim. Și după aceea, pentru că am fost căscat și am greșit stația, parcul Șerestrău încolo. Pentru că am greșit stația, am mai plătit 2,50. Deci e adevărat că am schimbat 3 linii de metrou, dar aș fi plătit 4 prețuri din câte aș fi plătit dacă beneficiam de reducerile celea în mod normal. Nu-i chiar Herestrău. Herestrău e încolo, trebuie să traversez. Și este stație de metrou acolo, dar n-am ajuns. Asta e situația. Dacă l-aș folosi mai des, m-aș descurca.